Bine v-am găsit, prieteni, suntem pe canalul oficial Gadgetoc România de pe YouTube și astăzi vreau să vă arăt câteva secrete sau câteva feluri în care poate fi utilizat acest S Pen cu care este accesorizată tableta Samsung Galaxy Note 8. Haideți să începem cu începutul. De exemplu, dacă intrăm într-o galerie foto unde sunt foarte multe fotografii, ca să nu mai intrăm pe fiecare în parte să le vedem, pur și simplu putem face acest lucru cu penul deasupra și atunci automat ne arată fiecare galerie în parte ce conține. Vedeți? O altă chestie interesantă ar fi intrarea într-un videoclip, iar în momentul când el deja începe să ruleze, pentru a putea vizualiza până spre sfârșitul lui, putem face următoarea chestie. Trecem cu penul pe linia minutelor, secundelor a acestui videoclip și automat ne arată un fel de preview cu secvențe din videoclipul respectiv. O altă chestie pe care aș putea să vă arăt este următoarea. Intrăm la setări, mergem jos la S Pen și aici avem Quick Commands, deci comenzi rapide. De exemplu, dacă vreau să deschid video playerul, putem tasta o literă. De exemplu, aici este deja setată litera V. Asta înseamnă că dacă mă duc în home screen și vreau să accesez video playerul, pur și simplu apăsat butonul de pe S Pen, după care fac o dată în sus așa, mi-apare acest meniu Quick Command, iar aici scriu V. În momentul când am scris V, automat Galaxy Note 8 îmi pornește video playerul sau oricare altă aplicație pe care am setat-o aici la comenzi rapide. Deci oricare din comenzi. De exemplu, mesaje, call, maps, e-mail, internet, search. Haideți să încercăm cu M, litera M pentru mesaje, de exemplu. Deci suntem pe home screen, ținem apăsat acest buton de pe S Pen, dăm în sus, ne apare quick command, deci comenzile rapide, iar apoi scriem litera M pentru mesaje. Și automat ne apare fereastra cu mesaje. Iată. O altă caracteristică a S Pen-ului poate fi următoarea. De exemplu, suntem pe home screen și vreau să arăt unui prieten sau cuiva, de exemplu, că în Timișoara astăzi este data de 29-a 6 și este ora 8 seara. Apăsăm pe același buton S Pen, încercuim frumos și automat ne face un print screen, o captură de ecran cu ceea ce am încercuit. Acest lucru poate fi automat trimis pe e-mail, mesaj, salvat ca S Note, iar dacă nu vrem să trimitem la nimeni, ele oricum automat se salvează în galeria foto, în dreptul screenshot-ului. O să vă arăt imediat. Haideți să mai fac o dată pe ceva, nu a fost în regulă. Ce am făcut captura. Pe care automat se salvează în screenshot-uri, în directorul screenshot, în galeria foto. Și atunci automat putem mai departe, dacă vrem, neapărat până la urmă, putem să trimitem, facem sharing și merge mai departe. O altă funcție interesantă a S Pen-ului ar fi, de exemplu, să mergem în galeria foto, de unde putem accesa comenzile rapide, de exemplu. Sau, de fapt, haideți să facem de pe home screen. Mergem pe home screen, ținem apăsat din nou acest buton, pe care facem o săgeată în formă de V și automat apare acest meniu. Dacă vrem să facem să dispară, ținem din nou apăsat butonul și facem din nou aceea săgeată și automat meniul dispare. O altă chestie interesantă ar putea fi aceasta. Intrăm într-o foză și vrem să adăugăm niște notițe pe ea, dar pe spatele ei și nu pe față, ca un fel de felicitare sau carte poștală, de exemplu. Apăsăm tasta meniu.
avem aici Photo Note, unde intrăm la Photo Note și automat se întoarce invers fotografie, după care apăsăm aici și ne alegem ce fel de pix vrem, cu care vrem să scriem și culoarea, să zicem albastru. Apoi mergem pe spatele felicitării sau cărții poștale sau fotografiei și scriem, de exemplu, aici avem poză Galaxy Mega. Salvăm și automat ne arată acest colț aici, care înseamnă că avem o notiță făcută pe această poză. Chiar și în galeria foto, când intrăm, cred că se vede, aici avem un creion care ne sugerează că această fotografie a fost editată și este scris ceva pe ea. O altă funcție interesantă ar fi pentru dați să văd unde, pe calendar, de exemplu. Mergem pe calendar sau pe S-Planner și să spunem că astăzi este în 29, da? Să spunem că luna viitoare, de exemplu în iulie, pe data de 10, avem o ședință. Apăsăm pe acest creion, ne alegem creionul cu care vrem să scriem, îl facem la dimensiunea care ne dorim, apoi mergem, să spunem, o culoare închisă, un verde. Așa, închidem asta și am zis data de 10 iulie, de exemplu, o încercuim și notăm aici ședință, de exemplu. Pardon. Am apăsat din greșeală acest buton. Deci ședință. Și automat se salvează pentru luna viitoare, că am pe data de 10 ședință importantă. Practic, acestea sunt o parte din funcțiile și caracteristicile S Pen-ului cu care a fost accesorizată această tabletă Samsung Galaxy Note. Pentru mai multe detalii, în partea a doua a acestui videoclip. Numai bine!